Salutare pariori! Pentru ziua de marți, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 6 pronosticuri. Schmidlova Fernandez. Finalista de la US Open, Fernandez se află la primul turneu după cel de la Australian Open, iar tenis tipster 92 crede că aceasta va da totul pentru a înregistra un prim rezultat notabil după ce a avut parte de un debut de sezon nefast. Schmidlova vine după ce a jucat sferturi de finală la Guadalajara, dar tipsterul nostru spune că la acel turneu jucătoarea din Cehia a întâlnit adversare inferioare din punct de vedere calitativ. De această dată lucrurile sunt diferite. În opinia tipsterului nostru, Fernandez fiind jucătoarea care practică un tenis mai bun. Prin urmare, tipsterul nostru recomandă pariul de tip handicap Fernandez -1,5 game-uri. Tampa Bay Lightning, Ottawa Senators. Andrei Cinculescu spune că Tampa Bay vine după 4 victorii consecutive, se află pe podiumul conferinței de est din NHL și are una dintre cele mai solide compartimente ofensive din ligă, cu o medie de 3,5 goluri înscrise per meci. De cealaltă parte, cei de la Ottawa par să se îndepărteze ușor-ușor de play-off, aflându-se pe locul 12 în clasament. Aceștia au una dintre cele mai slabe ofensive din ligă și nici la capitolul defensiv nu stau foarte bine. Acestea fiind spuse, tipsterul nostru consideră că cei de la Tampa Bay nu ar trebui să întâmpine probleme, așa că mizează cu încredere pe victoria acestora. Crystal Palace Stoke. În opinia lui Radu Oprea, Crystal Palace este net superioară adversarei sale și, ținând cont că are și avantajul terenului propriu, ar trebui să domine și să obțină victoria în fața celor de la Stoke. Crystal Palace a pierdut un singur meci din ultimele 6 disputate pe teren propriu, iar acela a fost împotriva lui Chelsea. Stoke vine după 2 înfrângeri consecutive, iar tipsterul nostru mizează că seria negativă se va extinde, așa că propune pariul pe victoria celor de la Crystal Palace. Panathinaikos Žalgiris. Wade ne aduce în atenție duelul ultimelor clasate din Euroliga de basket, Panathinaikos urmând să-i găzduiască pe cei de la Žalgiris. Ambele echipe au înregistrat 2 victorii în ultimele 2 etape, Panathinaikos câștigând în deplasare cu Lyon și acasă cu Zvezda, în timp ce Žalgiris impresionând și mai mult prin victoria înregistrată în deplasarea de la Monaco și victoria obținută acasă cu Real Madrid. Tipsterul nostru se așteaptă la un meci mai echilibrat decât o arată cotele și, ținând cont că Žalgiris a câștigat ultimele 4 meciuri directe cu Panathinaikos, recomandarea lui este pariul de tip handicap Žalgiris +6,5 puncte. FCU Craiova Rapid. În ciuda cotelor puse la dispoziție de agențiile de pariuri, tipsterul BMG se așteaptă la un meci spectaculos. Acesta spune că formația olteană a fost revitalizată de la sosirea lui Nicolo Napoli, iar acum jocul ei ofensiv arată mult mai bine. Craiovenii vin după 5 meciuri consecutive în care s-au produs cel puțin 2 goluri, în timp ce în 5 din ultimele 6 meciuri jucate de Rapid s-au produs goluri la ambele porți. Prin urmare, tipsterul nostru mizează pe câteva modificări pe tabela de marcaj și propune pariul de peste 1,5 goluri. AC Milan Inter. David Chirilă se așteaptă la o confruntare spectaculoasă, cu multe ocazii de poartă, dar și cu multe faze fixe. Ținând cont că este un derby, tipsterul nostru a evitat pariurile de tip solist și și-a îndreptat atenția spre piața pariurilor pe cornere. De cele mai multe ori, ambele formații au obținut multe lovituri de la colțul terenului, așa că pariul său merge pe cel puțin 10 cornere produse în meci. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.